nu cred că e foarte diferită, cu toate că sunt două meserii absolut diferite. Dar pentru că filmul se întâmplă într-o perioadă determinată de timp, după care ăla e, rămâne ăla forever and ever, cred că îți trebuie mult mai multă atenție la detalii în timp ce lucrezi la un film. Adică trebuie să fii foarte conștient de la o dublă la alta ce anume butoane învârți și cum lucrezi cu tine și cum te raportezi la partener. Pe când în teatru există tot timpul posibilitatea reglării ulterioare. Un spectacol devine gata, așa se spune, de la a 10-a reprezentație. Oricum, în film există ceva foarte bun, zic eu. Neavând desfășurarea cronologică, reușești să descoperi tot felul de valori. Adică, făcând odată finalul, după care peste două luni filmând începutul și tot așa, poți să te gândești foarte bine la ce ai făcut și la ce înseamnă asta în materie de dezvoltare a personajului, ce anume ai putut spune atunci chiar prin naivitate și ai putea valorifica acum, printr-o șmecherie sau nu știu ce. Teatru se întâmplă în timp real, se întâmplă cu public, e timpul ciclic. Nu ai cum să fii impermeabil la reacțiile unei săli, la reacțiile partenerilor tăi care sunt tot timpul altele. Și nerămânând fixat pe nimic altceva decât în mintea celui de acolo, trebuie să ai foarte clar ce anume imprimi. În film de asta se ocupa altcineva. Mi-a plăcut întotdeauna foarte mult să cânt. E un tip de exprimare artistică care pe mine mă șochează încă. Adică în continuare, aflându-mă în fața unui microfon la înregistrare sau în fața unui public, am o senzație totală de ieșire din mine. Nefiind meseria mea, nu știu cum să controlez și realmente mi s-a întâmplat de foarte puține ori să simt tipul ăla de bucurie jucând. E cu totul alt tip de raportare. Atunci când cânt, e fericirea totală. Și cu scrisul cântecelor se întâmplă... Mi s-a întâmplat când am scris primul album, mi s-a dat prima oară către ascultare albumul, care erau numai negative, mă rog, și am avut o teamă din asta că ok, trebuie să scriu, n-am mai scris niciodată atât de elaborat, atât de gândit, ce mă fac. Și primul cântec a venit, a fost aruncat pur și simplu din mine. Versurile care sunt în engleză, întâmplător am acest... E snobism, dar pot să scriu mult mai ușor în engleză decât în română. Cumva. În română am teama aia de penibil nefiind foarte poetesă de felul meu. Mă rog. Și am scris primul cântec, mi-a venit extrem de ușor, după care m-am întrebat dacă nu urmează un writer's block înfiorător. Dar nu, pur și simplu ascultam negativ un căști și îmi veneau ideile imediat. Și le transpuneam. Îmi veneau foarte logic, îmi veneau structuri, linii melodice foarte clar delimitate. Cel mai bine scriu de mână. Cel mai bine scriu. Nu sunt, din păcate, deloc un om tehnic din punctul ăsta de vedere. Mi este absolut imposibil să citesc romane pe internet. Am nevoie de buturugă, am nevoie să țin o carte. Mi este la fel mult mai accesibil să scriu de mână. Și mă sperie foarte tare că ne apropiem ușor-ușor de o generație care uită să-și mai folosească mâna pentru scris. În ceea ce privește scrisul, acolo intervine zona mea cea mai intimă de creativitate, cumva. Adică mă simt cel mai acasă discutând despre un subiect în scris. Atunci când e ceva atât de al tău, ceva pentru care ai făcut o facultate, ceva pentru care te-ai pregătit toată viața, îl abordezi cu un anumit tip de seriozitate și cu un anumit tip de teamă. Atunci când scriu sau când cânt sau când pictez sau când fac chestii din astea pentru care nu sunt plătită și pentru care nu am o diplomă, faptul că am mai puțin teama de eroare mă face să fiu foarte coerentă, de fapt, foarte creativă. În direcția aia. Față de actorie, am respectiva teamă omului care asta este chemat să facă, într-un anumit fel. Asta e meseria mea. Eu sap de aici până aici. Și trebuie să sap de aici până aici frumos. La muzică îmi permit să zic, eu nu sunt cântăreață.
dar ia uite ce le mai cânt, știi? Cred că o oarecare izolare ajută întotdeauna în clipa în care creezi. O oarecare retragere în tine. Mi s-a întâmplat, a venit la un moment dat tatăl meu la facultate, la noi, eu eram în anul 2 și el a venit să predea un curs de scenografie. Și am urcat cu el pe scări de la parter până la etajul 3-4 unde e scenografia și mi-a spus la sfârșitul acestei călătorii inițiatice, mi-a zis că e atât de multă gălăgie și atât de multă nevoie de exprimarea personalității pe fiecare palier, toată lumea își urlă personalitatea într-un fel sau altul. Și că de fapt asta este o vărsare a energiei care nu duce la nimic bun. Și mi-a zis atunci că trebuie să am, că în clipa în care vreau să mă focusez cu adevărat pe ceva, trebuie să mă retrag cumva din vâltoarea asta. Și mi-am dat seama că de cele mai multe ori când scriu muzică, de exemplu, sau când stau să mă gândesc la un rol, am foarte mare nevoie să fiu eu cu mine și să-mi permit să greșesc. Să-mi permit să greșesc cu voce tare. La repetiții, nu știu, simt nevoia să am momentul meu în care să repet fără să fie toată lumea prezentă. Să exist eu cu partenerul și cu regizorul. Momentul ăla de intimitate în care poți să greșești cu voce tare. Înainte de a înregistra un cântec, întotdeauna îi rog pe băieți să mă lase 5 minute singură cu negativul tare. Știi? Adică vreau să învârt eu de butoane până ajung la o chestie de la care se poate crea mai departe. Până ajung la un anumit plafon de la care se poate îmbunătăți. Cred că cel mai mare sfat este să nu iei niciodată lucrurile de bune. În clipa în care lucrezi într-un domeniu creativ, cred că trebuie să-ți imaginezi în continuu 1000 de variante pentru orice fel de situație sau concept sau, nu știu, raportare. Cred că trebuie tot timpul să cauți varianta 3, 4, 5 de la orice. De fapt. Și cred că sfatul cel mai bun este întotdeauna să știi că există zona asta în tine care e cea mai importantă și este inefabilă și nu-ți trebuie decât să o accesezi foarte des ca ea să ajungă să-ți răspundă în timpul tău.